Echipajele de elevi câștigătoare la concursurile Prietenii Pompierilor și Cu viața mea apăr viața de la finele săptămânii trecute au fost premiate în urma unei simulări de incendiu desfășurate la un operator economic. Inspectoratul pentru situații de urgență Porolisum al județului Sălaj a organizat și desfășurat astăzi un exercițiu cu forțe în teren pentru antrenarea structurilor de intervenție la stingerea incendiilor la fabrici producătoare de anvelope. Acest eveniment s-a desfășurat la sediul unui operator economic din Zalău de producere a anvelopelor. La acest exercițiu au participat forțe din cadrul ISU Sălaj și anume grupa operativă a ISU, detașamentul de pompieri Zalău, secțiile de pompieri Șimleu Silvaniei și Jibou, gărzile de intervenție Cehu Silvaniei și Nușfalău, două echipaje Smurt și alte forțe, conducerea și serviciu privat pentru situații de urgență al obiectivului, echipaje ale poliției și jandarmilor. Printre scopurile principale urmărite în cadrul acestui exercițiu putem aminti realizarea informării conducerii obiectivului și salariaților privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență de proporții, organizarea, desfășurarea și coordonarea acțiunilor de salvare a persoanelor intoxicate cu fum în urma incendiului conform situației tactice, verificarea modului de acțiune a forțelor participante pentru stingerea incendiului izbucnit la depozitul de anvelope. La final, conducerea ISU s-a declarat mulțumită de pregătirea de care au dat dovadă cadrele implicate în acest exercițiu. Thank you.
Registrarea ritmului inimii pe monitor și intervenția feritoare în caz de aritmii majore. Acest aparat este dotat și cu un modul de defibrilare. În momentul în care, da, este un defibrilator semiautomat cu comenzi vocale, în momentul în care se înregistrează un ritm al inimii care este, indică că este stop cardiorespirator, se comutează pe modulul defibrilare. Și comenzile vocale spune să conecteze electrodii de defibrilare, sunt electrozi separat. Sunt electrozi pentru defibrilare. Este absolut defibrilatorul. Și atunci administrează șocul, face defibrilare, se continuă cu resuscitare. Da, avem o seringă automată. Un injectomat se folosește în momentul în care este indicație de medicat, de medicament. Știu eu, 5 picături pe minut. Atunci aparatul se reglează, da? Și medicamentul va pleca în doza indicată de medic. Da? Sunt buteliile de oxigen aici, butelii de oxigen fixe, care printr-un circuit special ajunge prin umidificator și la bolnav se acționează de aici. Se deschide, da? Aici avem un aspirator de secreții. În cazul în care avem un pacient care varsă, ca posibilitatea ca să înghită secrețiile și să producă o nenorocire este mare. Și atunci acest aspirator de secreții merge și aspiră secrețiile. Da? Aici avem medicație, știu, materiale sanitare pentru diferite traume, electrozi, rezerve pentru mască, avem pentru traumă gulerele cervicale, da? Sunt obligatoriu la orice tip de traumă. În momentul în care avem o lovitură la nivelul cap, gât și partea superioară a corpului, acest guler cervical salvează mult din evoluție. Foarte bine dotat și compartimentat, aici avem un set de atele. Sunt atelele vacuum, super, sunt cele mai bune de pe piață acum, din toată Uniunea Europeană. Sunt aceste atele tip vacuum, da? Au înăuntru ceva granule de polistiren. În momentul în care... Nu, deci acum este moale, se preformează, în momentul în care se scoate aerul, aceste granule de polistiren aderă una la cealaltă și dă duritate atelei, care duce la imobilizarea membrului fracturat. Sunt de diferite tipuri. Pentru... Asta este pentru femur. Da? Este cea mai mare atelă pentru femur. Avem pentru antebraț. Pentru antebraț. Și avem pentru gleznă sau cop. Da?
Avem, da, avem acolo o butelie de oxigen portabilă. Butelia de oxigen portabilă împreună cu rucsacul ăsta echipat absolut, te poți duce sus în vârful dealului, mașina rămâne aici, pleci în vârful dealului la pacient cu aspiratorul. Ați văzut că toate se iau și se pot deplasa la locul intervenției. Avem o trusă pentru replantare, un kit de replantare, este foarte important în momentul în care există replantare. Deci este folosit în momentul în care, haideți-mă un pic aici, există un accident cu amputație traumatică de un segment al membrului. Okay. Braț, picior, da? Amputație. Aici există o pungă specială care înăuntru are un gel. Și în momentul în care se apasă aici, puneți-mă apusă, se face pungă cu gheață. Este foarte importantă punga cu gheață pentru hemostază. Corina, la locul Corina, plecăm. Și pungi. E pentru conservarea membrului amputat. În momentul când se ajunge pe o secție de chirurgie, să se poată replanta. Deci aici avem totul ca să putem conserva bucata de membru. Da. Este foarte important. Da, și mai aveam... Rămâi pe locul acesta. Dacă-mi fac.
înainte. Trecem în apă de sus. O să strângă un pic. Lasă-o, 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 lasă-o
monitorizare. Monitorizare. Da. Ale unde le-am pus cu mașină? Băieții cu beurile, care? De la frumos, două bleuri. Două bleuri, nu la ce-i cuțeamă? Două bleuri. Ele două și că... Două semne de floare pice. Una de e una de care e șef de seară? Șefile de floare. Băieții, șefile, care? Masca sau ce ai acum? Nu, 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 geanta, e bun, e bun. E bun, să aibă așa. E bun, să aibă. Mașinile așa, ține să punem și dau ok. Asta dată, pui tot parte. Adică puneți așa, cumva va fi nevoie să le mai... Vă uitați și dumneavoastră un pic când le raportează. Da, vreau să-și rămână apă, să vadă. Că se referează. Dorem, imediat, dar bine. Hai să ne mișcăm mai repede. Alex, iată! Lasă la copul jos! Închide futurul! Următorul, hai! Următorul, patru!
Hai, următorii pat! Te simți în costum? Foarte bine. Nu e greu? Nu ți-e cald? Un pic e greu, e cald, dar te apără de foc. Ce ți-a plăcut cel mai mult azi? Purtând acest, să port acest costum. S-a desfășurat. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Cred că pompier. Pompierii cum au dat cu apă și smordol. Ce ați făcut voi acum? A fost greu? Într-un fel da, într-un fel nu. Pentru vârsta noastră a fost un pic dificil. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Polițist, pompier. Cel mai mult mi-a plăcut să dau cu apă. Cum este? Greu, ușor? Destul de greu. Mulțumim. Vreau să dau cuvântul domnului director în continuare. Mersi. Aș vrea să dau câteva cuvinte la sfârșit de acest exercițiu. Michelin este o companie responsabilă doar de peste 10 ani
De când își desfășoară activitatea în România, s-a preocupat constant de oferirea angajaților săi acelea mai bune condiții de muncă. Multe dintre măsurile luate merg peste prevederile legislative pentru a atinge standardele exigente ale grupului Michelin, impuse peste tot în lume. Din 2001, în uzina Zalău Envelope, Michelin a investit peste 10 milioane euro în ameliorarea condițiilor de muncă, creșterea securității mașinilor, protecție contra incendiilor și protecția mediului, punând în același timp foarte mult accent pe formarea și dezvoltarea echipelor. În Michelin, securitatea și integritatea oamenilor este pusă pe primul plan. Fiecare angajat din uzele Michelin este conștient de rolul său și participă într-o manieră activă la prevenirea și evitarea evenimentelor neplăcute. Astăzi ne aflăm la Michelin Zalău Envelope alături de partenerii noștri ISU Zalău, alături de care am efectuat acest exercițiu de urgență. Tot din grijă pentru salariații, facem evaluare anuale de sănătate și facem permanent demersuri pentru a ne asigura că angajații noștri își desfășoară activitatea într-un mod responsabil. Obiectivul nostru este zero accident de muncă și vrem că o persoană care intră în Michelin la vârsta de 20 ani să plece la pensie sănătos după 45 ani de muncă sau 55, depinde de guvernul, sau 65. Acesta este motivul pentru care grupul Michelin este permanent axat pe creșterea siguranței la locul de muncă. Vreau să le mulțumesc angajaților noștri, deoarece își iau foarte în serios rolul de menținere a siguranței de uzina, dar și partenerilor noștri care ne susțin în fiecare demers pentru promovarea siguranței. Mersi! Mulțumesc în primul rând tuturor celor care au participat la acest exercițiu, pentru că, privindu-vă, mi-am dat seama cât este de important pentru noi toți. Dacă ar fi să reiau din ce a spus domnul director anterior, securitatea oamenilor este preocuparea primă pentru Michelin. Domnul director a vorbit de investițiile făcute pentru a proteja oamenii în Michelin împotriva accidentelor. Eu vă voi spune mai mult decât atât, suntem interesați să protejăm tot ceea ce este securitatea și viața oamenilor și în exteriorul uzinei. Și acest exercițiu este o dovadă prin faptul că aici participă diferite generații și o diversitate mare de meserii. De aceea doresc să vă mulțumesc, pentru că face parte din ceea ce numim noi implicare în viața comunității. Comunitatea ne ajută pe noi, la rândul nostru încercăm să ajutăm comunitatea. În ce fel ne ajută comunitatea? În spatele meu este acest depozit de anvelope. Valoarea lui se ridică cu tot ce are înăuntru la câteva zeci de milioane de euro. Imaginați-vă ce dezastru ar fi putut fi un accident de această natură. Prin exercițiul care l-am făcut, ne-am pregătit toți împreună, pompieri, dar și medici, tocmai pentru a preveni un astfel de incident care ne-ar costa, pe de-o parte, Doamne ferește, vieți omenești, dar și pierderea unor valori materiale imense. Deci dumneavoastră ne ajutați, ați participat din Jibou,
din Șimleu, pompieri, medici, Smurdu, la rândul nostru, noi înșine am participat și pompierii pot confirma că de câte ori suntem solicitați la evenimente reale, din păcate, am participat, zicem noi, eficient, iar pe de altă parte, într-o formă sau alta, ne străduim să susținem comunitatea și prin acțiuni care sunt îndreptate tot pentru a ajuta și a da suport existenței vieții omenești. Ne implicăm mai ales în acțiuni care privesc sănătatea și avem acțiuni de sponsorizare cu spitalul, dar și cu Smurdu am constatat că uniformele pe care le poartă astăzi sunt uniforme pe care de comun acord le-am comandat și le-am sponsorizat noi. Deci este, dacă vreți, o cooperare care are drept scop să ne protejăm viețile și bunurile. Motiv pentru care mulțumesc încă o dată tuturor. Vă felicit pentru reușita exercițiului. Mulțumesc domnilor profesori că au venit cu copiii și că avem ocazia să transferăm această ștafetă pentru generațiile care vin, pentru că asta face parte tot din ceea ce noi numim preventiv. Dacă exercițiul ăsta e menit să prevină niște evenimente neplăcute și prin prezența tinerei generații ne pregătim pentru viitor, tocmai să prevenim și în viitor ca rău să se întâmple. Încă o dată vă mulțumim foarte mult și acum invităm pe tinerii pompieri să le mulțumim într-un fel pentru efort și să-și recupereze din forțe. Colega mea, responsabila de comunicare, va prelua grupul de copii pentru a le mulțumi personal. Am pregătit pentru copii un pachet pentru 1 iunie și pentru prezenta lor. Ultima perioadă. Le mulțumesc pentru ajutorul care mi l-a acordat inclusiv la o ultima intervenție mai deosebită la fabrica de West. Mulțumesc pentru sprijinul care ne-a acordat în dotarea smurtului la parametrii normali. Mulțumesc de asemenea copiilor care sper că ne vor reprezenta la faza națională a prietenii pompierilor, cărora le doresc succes. Vreau să vă urez copiilor dumneavoastră, a colegilor și a tuturor, să le dea Dumnezeu multă sănătate cu ocazia zilei de 1 iunie. Mulțumesc!